fost o rupere de nori la Cluj-Napoca, o ploaie de doar 20 de minute a inundat toate străzile din oraș și câțiva șoferi au rămas blocați cu mașinile în trafic. Au fost probleme și în Maramureș, unde pescarii din zona barajului Firiza au fost prinși de furtună. Vântul puternic a rupt un copac ce a căzut peste cortul unuia dintre ei. Această mașină se afla parcată, însă apa a urcat atât de sus până când a ajuns pe bancheta din spate. Iar proprietarul a avut o surpriză când a ajuns la mașină. 20 de minute de ploaie torențială. De atât a fost nevoie pentru ca străzile din Cluj-Napoca să se transforme în veritabile râuri. Localnicii spun că s-au săturat ca drumurile să se inunde după fiecare ploaie mai puternică și cer autorităților să intervină. De fiecare dată când sunt ploi mai mari, tot timpul pe strada Mureșului se fac inundații, toate mașinile sunt inundate. Lunar am aceeași problemă cu mașina cum o am acum. Am făcut sesizări și la primărie, am sunat și pompierii, toată lumea zice să stau relaxat că se rezolvă problema. Problema nu se rezolvă de 3 ani de zile. Șoferul acestei mașini a fost luat prin surprindere. Acesta a încercat să treacă pe sub pod, însă nu a știut că apa este atât de mare. Mașina a rămas imobilizată de către ape. Acum acesta încearcă să o scoată cu un troliu. La coloană, ăla din față m-a prins și l-a prins capul de și v-a prins acolo? Da. În Iași, pe lângă străzile inundate, mai mulți șoferi s-au ales cu mașinile distruse din cauza copacilor doborâți de vântul puternic. În Maramureș, pescarii au fost prinși de furtună în zona barajului Firiza, lângă Baia Mare. Un copac coborât de puterea vântului a căzut direct peste cortul în care se afla unul dintre ei. Uitați cum era să-l omoare pe un pescar copacul. Ia, unde sunt autoritățile? 1, 2, acum să vină! Acum chiar că am urgență.